Bună ziua, dragii mei! Astăzi ne vom întâlni cu poezia pentru cei mici. Prietenul nostru, Cătălin Nedelcu, directorul editurii Teo Piticot, ne-a dăruit o carte de poezii semnate de Victoria Magdan, nimeni alta decât soția profesorului de joacă, Leon Magdan. Cu Leon Magdan ne-am mai întâlnit de multe ori de-a lungul timpului și acum, cu bucurie, intrăm în lumea poeziilor pentru copii. Poezia noastră se numește Un nou prieten. De câțiva copilași ce stau să se întreacă, se apropie un puști dornic și el de joacă. Nu-i loc și pentru tine? Nu? Suntem destui. Nu vezi? Găsește-ți alți prieteni de vrei să te distrezi. Copilul îi privește și trist, cu un oftat, se îndepărtă cu minte, fără a se fi supărat. Dar iată-l că se oprește. Da, chiar lângă jucării, ce stau strânse grămadă alături de copii. Se apleacă fără grabă și ia de jos ceva. Își vede apoi de treabă, privind în mâna sa. Băiete! Strigă tare un puști cam pistruiat. Arată ce ai în palmă? Ce ascunzi? Ce ai furat? Dar n-am furat, răspunse copilul speriat. Un ciob era în iarbă, iar eu l-am adunat. Căci, uite, uite ce ascuțit e, și așa cum alergați, ați fi putut prea bine în el să vă înțepați. Atunci, cei ce veniră să-l pedepsească crunt, lăsară rușinați privirea în pământ, căci cel mic le arătase simplu prin fapta sa, deși tratat urât, prieten le era. Dragii mei dragi, aceasta a fost poezia pentru micuți. Vă aștept de fiecare dată să ascultați noutăți pentru cei mici și vreau să mulțumesc pe această cale mămicilor care m-au sunat și care mi-au povestit ce a însemnat de-a lungul timpului câte una sau alta dintre povești, atât pentru ele cât și pentru cei mici. Ultima mămică mi-a mărturisit că fiul ei, de 6 ani, bolnav fiind acasă, prăcit, în fiecare dimineață se scula și spunea: mama, te rog, pune-mi să văd povestea. Se uita la povestea noastră și apoi închidea televizorul și se culca mai departe. Sunt daruri de iubire de care fiecare dintre noi avem nevoie. Sunt daruri de iubire pe care fiecare dintre noi de aici vi le fac dumneavoastră în fiecare zi și clipă de clipă. Pentru că doar împreună putem fi fericiți, împăcați și liniștiți. Această forță uriașă a cuvântului împreună ne face să descoperim că dincolo de ceea ce ne dorim, dincolo de așteptări, dincolo de răutăți sau de bunătăți, există o lume care, trăind în sufletul fiecăruia dintre noi, se dorește a fi dăruită. Și vorbesc acum pentru fiecare dintre noi despre lumea extraordinară a poveștilor.
Vom mai aborda acest subiect extraordinar de important, pentru că povestea, într-adevăr, formează, formatează, creează, regenerează, încarcă, dăruiește prin fiecare gând, prin fiecare cuvânt, prin fiecare stare. Dragii mei dragi, mă bucur că am fost împreună, vă aștept cu drag de fiecare dată. Dăruiți-vă sufletul pentru micuții care au nevoie de el. Citiți-le, citiți-le, citiți-le. Și nu uitați, împreună și numai împreună putem fi o forță. Vă doresc o zi minunată mai departe și fie ca de acum încolo viețile dumneavoastră să se contureze minunat ca o poveste. La revedere!